Slăviți să fie Domnul! Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mesajul din seara aceasta este un mesaj foarte simplu. Sper ca simplitatea acestui mesaj să nu vă plictisească, să nu vă obosească, ci să vă încurajeze și să vă învioreze. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Pentru că mesagerul este simplu, predica este simplă și titlul este un titlu simplu pentru ca să-l puteți pricepe fiecare dintre dumneavoastră. Titlul predicii din seara aceasta este Ce zice cerul despre tine? Ce părere are Dumnezeu despre dumneatale? Să știți că este important ce zici tu despre tine. Apropo, dacă ar fi, ce notă v-ați da? După un an, așa, ce calificativ v-ați da? Dar să știți că mai important decât nota care vă dați dumneavoastră, este nota care ți-o dau cei din jur. Ce notă îți dă nevastă ta? Ce notă îți dau vecinii? Ce calificativ îți spun dușmanii? Știți că Saul a zis despre David, tu ești mai bun decât dușmanii, ce ar spune despre dumneavoastră? Este important ce zici tu, mai important decât ce zici tu despre tine este ce zic alții despre tine, dar mai important decât ce zic alții despre tine este ce zice diavolul despre tine. Ce notă spune diavolul? Au fost într-un oraș din județul nostru niște frați care s-au dus la o eliberare să se roage. Și în drum trebuia să ia autobuzul. S-au urcat în autobuz și aveau doar o stație de mers. Și au zis unul către alții, bă, nu ne luăm bilet o stație. S-au dus o stație cu autobuz, s-au dat jos, s-au apucat de rugăciune pentru eliberare. În timp ce se rugau, duhurile din ăla le spunea, zice, mă, dar nu v-am pus noi să nu vă luați bilet. Cum, voi veniți acum să ne scoateți? Adică noi am fost cu voi, v-am spus să nu vă luați bilet și acum cu corigențele astea vreți să le scoateți pe noi. Ce zic duhurile rele despre tine? Ce zice diavolul despre tine? Despre Pavel zice, îl știm, dar voi ăștia alți cu corigențe veniți împotriva noastră. Da, ei sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt, binecuvântat să fie El. Dar mai important decât ce zici tu, ce zic alții, ce zice diavolul despre tine este ce zice Dumnezeu și asta contează. Se spune că la un mare concert, un tânăr care a concertat, a cântat atât de frumos încât toată sala aia s-a ridicat în picioare, a început să aplaude și să ovaționeze, să strige numele cântărețului. Dar cântărețul ăsta era foarte trist și la sfârșit reporterii s-au dus la interviu și au spus, dar de ce ești trist? Și l-a zis, păi dar pe mine nu mă interesează că ăștia toți au strigat numele meu. Nu mă interesează că toți s-au ridicat în picioare și au început să aplaude. Deci nu mă interesează pentru că marele maestru care m-a învățat să cânt stătea în sală cu capul plecat. Și ce contează dacă toți oamenii bat din palme pentru tine? Și ce contează dacă numele tău e pe afiș sau pus pe YouTube? Dacă marele maestru... Fratele Petrică Găină, cu care lucrăm împreună, a venit un frate din biserică la el și a zis, frate Petric, ați fost în grupul cu tare și m-ați vorbit de rău. Dar fratele Petric zice, măi, eu nu știu să te fi vorbit de rău vreodată. Deci n-ai zis nimic, dar când oamenii te-au întrebat de mine, ai făcut așa. Și n-ai zis niciun cuvânt rău. Dar te-ai întrebat de mine și ai făcut așa. Acum spuneți dumneavoastră, ce contează ce zic oamenii? Ce contează că numele tău este mare, că ești aplaudat, că oamenii se ridică în fața ta dacă marele maestru face? Ce zice marele maestru? Stă cu capul plecat, face? Da, noi cântăm, predicăm, avem vizionări. Oamenii ne cheamă, pun numele acolo pe invitație la evangelizare, dar marele maestru... Tu ești cap de afiș și marele maestru. Richard Wurman, când a fost aproape de finalul vieții, a suferit așa niște traume, niște dureri, a avut așa niște stări mai deosebite și femeia care îl îngrija zice, frate Richard, dar de ce aveți stările astea? Ce mă tem de judecata lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, pe dumneavoastră sunteți un sfânt.
Sunteți un mare om al lui Dumnezeu. Dacă Richard se uită la ea, zice, vorbești ca o femeie nebună. Măsura cu care măsoară Dumnezeu nu este măsura oamenilor. Oamenii te pun în cărți, oamenii te pun pe diferite site-uri, te transmit mai departe, dar nu aceeași măsură are Dumnezeu. Ce zice Marele Maestru despre dumneatale, despre mine? Nu cumva stă cu capul plecat, nu cumva dă cu mâna. Merg și eu pe la evanghelizări cât de cât în țara asta și mi-am dat seama de un lucru, că oamenii când vor să te laude, o fac în față. Când vor să te critique, o fac pe la spate. Și așa mi-au plăcut niște laude așa care le-am primit, zice o soră undeva unde am fost în țară, zice, dumneavoastră sunteți un înger. Nu mi-au spus dacă alb sau negru, dar mi-au plăcut. Înger. Asta e lucru mare. Altcineva au zis, zice, mulțumesc lui Dumnezeu că existați pe pământul ăsta. I-am spus la soție, cu ce-o zis persoana asta, mai trăiesc o săptămână. Am fost invitat undeva în județul Alba la un botez, dar am fost invitat cu câteva zile înainte și mi-am dat seama că oamenii nu invită la un botez pe cineva cu câteva zile. Mi-am dat seama că sunt o roată de rezervă, dar nu era problemă. Altul era invitat, dar nu putea să vină. Dar măcar dacă nu îmi spunea cine trebuia să vină. Și eu n-am avut de lucru să întreb, dar cine trebuia să vină la botez? Zice, Paul Negruț. Era președintele Uniunii Baptiste. Zic, omule, tu înțelegi ce faci? Între mine și Paul Negruț e o distanță ca cerul de pământ, să nu te faci de râs. Și el îmi zice așa, tranșant la telefon, vii sau nu? Și eu zic, vin, dar fac ce pot. Și așa am făcut. Am făcut ce am putut, după predică vine cineva la mine, zice, dumneata ești Paul Negruț. Nu. Dar el se uită la mine și a fost bine și cu dumneata. Așa am o picadă bine, auzi, te pun oamenii lângă Paul Negruț, te mai fac câte un înger. Zic că îi mulțumesc de Dumnezeu că existi pe pământul ăsta și îți place. Dar dacă Marele Maestru ce mai contează? Dumneavoastră știți că cerul pune reclame la oameni. Despre un om, Biblia spune om prea iubit și scump. Despre cine? Despre altul zice prietenul lui Dumnezeu. Despre altul, omul după inima mea. Despre altul, nu-i nimeni ca el pe pământ. Dar despre alții zice, morminte văruite. Și ăștia erau predicatori. Povățuitori orbi, pui, năpârci. Astea sunt reclame date de cer. Ce zice cerul despre mine? Ce părere are Dumnezeu despre dumneatale? Hai să vă citesc, dacă poți să pui Matei, capitolul 7, versetul 22. Dumneavoastră știți versetul ăsta că iubiți lucrările astea. Deci mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și fiți atenți ce lucrări sunt aici. N-am prorocit noi, n-am scos noi dragi și n-am făcut noi multe. Vreau să vă întreb, ce părere aveau oamenii despre ăștia? Bun. Ăștia aveau mega bisericile de atunci. Miile de oameni mergeau după ăștia. Ăștia erau vedete și populari. La oamenii ăștia se ridica publicul în picioare și bătea din palme. Dar ce părere avea Dumnezeu? Ia pune mai un verset. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la... Nu e interesant, păi vreau să vă întreb, există ceva mai spectaculos, mai frumos, mai interesant, care să-L cucerească pe Dumnezeu, să-L determine să aibă o părere bună despre dumneatale mai mult decât lucrările astea? Să fii proroc în țara asta cunoscut, predicator în toată lumea. Să nu faci minuni, multe minuni, să scoți demonii din oameni. Există ceva mai sus decât lucrările astea care să-L determine pe Dumnezeu să aibă o părere bună despre tine? Da. Și în seara asta eu o să vă spun trei lucruri care îl determină pe Dumnezeu să aibă o reclamă bună despre dumneatale. S-ar putea să nu faci minuni.
S-ar putea să nu fi, să nu fi scos niciun demon în viața ta. S-ar putea să nu fi predicator și proroc. Dar poți să ai niște lucruri la activ care îl cuceresc pe Dumnezeu și deschid cerul, zice, iată robul meu! Iată fiul meu prea iubit în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și calitățile astea au fost în Domnul Iisus. Și dumneatale, dacă ai calitățile astea, nu trebuie să faci minuni, nu trebuie să fii proroc, nu trebuie să scoți demoni. E bine dacă faci lucrările astea, dar cu o viață curată. Dar poate că unii dintre dumneavoastră descurajați că n-aveți lucrurile astea, vă gândiți, băi, dar Dumnezeu poate să fie determinat, impresionant de alte lucrări mai mari ca astea. Da. Și prima lucrare care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu și care te califică pentru cer să aibă o părere bună despre dumneatale este următorul lucru. Rămâi ascuns după ce Dumnezeu se folosește de tine. E greu? Na, asta îl impresionează pe Dumnezeu și îl determină să zică, îmi place. Rămâi ascuns după ce Dumnezeu te folosește. După ce Dumnezeu lucrează prin tine, du-te după cortină. Faci un bine să nu știe nimeni. Rămâi ascuns. Vă rog frumos să observați ce vă citesc la Matei, capitolul 12, versetul 15 și 16, despre Fiul lui Dumnezeu. Zice, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. Vă rog frumos să observați, a devenit cel mai popular Domnul Iisus. El a tămăduit pe toți bolnavii. Și versetul 16... Și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă. Adică a devenit popular la culme, dar el le spune la oameni să nu mă faceți cunoscut. Păi n-am înțeles, noi așa vrem. Păi la noi e predica și pe YouTube imediat. Mâine vedem câte mii de vizionări are Biserica Philadelphia. Nu e rău pentru ceilalți oameni. Dar dacă tu faci din ăsta un lucru ca să te promovezi și să ieși în evidență, faci un lucru greșit ca predicator. Tu trebuie să rămâi ascuns. Vă rog frumos să observați la capitolul 9, Matei capitolul 9, versetul 27, spune, când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe? Când Domnul Iisus Hristos, într-un alt pasaj la Luca, capitolul 8, versetul 54, a înviat o fetiță, știți ce le-a spus la părinți? Să nu știe? Nu e interesant. Dumneavoastră ați auzit vreo mărturie în care cineva orb să vină în față, spune, am și o mărturie. A venit o persoană, eram orb de naștere și a pus mâinile peste mine, mi-a făcut ungerea și am căpătat vederea. Și noi toți se întrebă, dar cine e ăsta? Și nu știu că nu și-a spus numele și a spus că vrea să rămână anonim și necunoscut. La dumneavoastră așa e? Dacă vrei să te califici pentru o reclamă bună în cer, după ce ai cântat, bagă-te după cortină. După ce ai predicat, rămâi ascuns. Faci o minune să nu știe nimeni. Faci o faptă bună să nu știe nimeni. Vedeți, oameni buni, Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne-a înzestrat cu anumite lucruri din partea Lui și ne folosește din când în când. Unii au sănătate, unii au înțelepciune, unii au frumusețe, unii au bani, unii au mașini, unii au case, unii au darul să predice, unii au darul să cânte. Dar după ce Dumnezeu te-a folosit prin lucrurile astea, tu trebuie să rămâi ascuns, să nu știe nimeni. Am întrebat odată la o adunare, mă, zic, de ce trebuie o femeie să poarte tocul atât? De 20 de centimetri. Știți care a fost răspunsul? Zice, ca să fie piciorul frumos. Da, dar dacă ai un picior frumos, trebuie să-l ascunzi. Că așa e în Împărăția lui Dumnezeu. Tot ce este calitate și bun în tine,
ascunzi. Ai frumusețe, o ascunzi. Ai trăsături frumoase, le ascunzi. Ai părul frumos, îl acoperi. Ai piciorul frumos, în lume nu e așa. În lume, dacă vrei să câștigi un concurs, o competiție, trebuie să arăți ce ai mai bun. Dacă participi la Miss România, îmbrăcată cu cojocul, să râd oamenii de tine. Pentru că acolo, dacă vrei să câștigi concursul de Miss, trebuie să descoperi calitățile care le ai. Dar în Împărăția lui Dumnezeu și în biserică, nu-i decât un concurs de Miss. Miss păcătos. Și nu se înghesuie nimeni. Că la Miss păcătos, dacă vrei să ieși Miss păcătos, trebuie să scoți în evidență defectele. Și nu se întrece nimeni la concursul ăsta de Miss să vină cu defectele, să le descopere ca să fie Miss păcătos. Dar și în biserică e Miss cântăreț, Miss păstor, Miss prezbiter, Miss diacon, numai Missuri. Numai ce trebuie lui. Miss păcătos. A cântat cineva, au zis că spre slava Domnului în adunare și la sfârșit oamenii se apreciez, zice, ați cântat foarte frumos, dar el zice, și încă am fost răgușit. Să vezi că nu-s răgușit cum cânt. Adică avem noi asta în noi. Domnule, și mai mult pot, dacă pot să ies în evidență, și mai mult. De ce să fie scris mic numele meu? Să fie scris cu literă de o șchioapă. Și toți avem lucruri primite de la Dumnezeu, dar în Împărăția lui Dumnezeu nu-i ca în lume. În lume, dumneavoastră nu vedeți, lumea modei și a cosmeticii, ea asta vrea să facă, să scoată tot ce ai bun din tine, ca să o facă o chemare spre toți ceilalți. Veniți, că eu sunt cel mai tare. E, în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ascunzi tot. Tot ce e frumos. S-o folosi Dumnezeu de tine, stai ascuns. Doamne, ai milă de noi. Amin. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când vă duceți la spital, la doctor, ce scoateți în evidență? Vă duceți la doctor, spune, domn doctor, îți sănătos beton. N-am nimic. Nu mă doare capul, nu mă doare ochii, nu mă doare picioarele. Ce zice doctorul? Ți arată ușa și ce spune? Domnule, când te doare ceva, vino la mine. Eu nu sunt pentru dumneata, du-te în altă parte. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus ce a zis? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei? Păi dacă la spital, când te duci la doctor, scoți în evidență, spui, domn doctor, mă doare, dar ce te doare? Nu știu, dar mă doare aici de nu mai pot. Și mă doare și aici, și scoți toate lucrurile rele în evidență. Tot așa în Împărăția lui Dumnezeu, ca să fii vindecat, trebuie să scoți în evidență defectele care le ai. Ăsta e un spital unde vii să te tratezi și dacă n-ai nimic, ușa e acolo. Locul tău în altă parte. Probabil că trebuie să participi la un concurs, la o competiție, la un Miss ceva, dar nu-i locul tău aici. Dar acum vreau să vă întreb, dumneavoastră chiar vedeți oamenii să se înghesuie la biserică, să-și descopere defectele? Eu n-am văzut niciun bilet venind în față, scrie pe bilet, fraților, rugați-vă pentru mine că mă cert cu soția în fiecare. Care zi? Ați văzut un bilet? Ați primit așa ceva? Auzi că nu. Tot zice, o cântare pentru slava Domnului. Bă, de cântat poți să cânti și în grădină. Trimite câte un bilet, fraților, rugați-vă pentru mine, că eu sunt sora X și sunt o lacomă. Am o lăcomie de nedescris. Când văd banii, nu pot dormi noaptea. Niciun bilet, nu-i cu lăcomie, nu-i cu curvie, nu-i cu ceartă, nu-i cu nicio problemă. Toți, vreau să vă întreb, poate că veniți și din alte biserici, există vreun păstor de la bisericile care veniți să vă oprească de la pocăință? Păi de la cântare nu putem să-i punem pe toți. La predică nu putem să-i punem pe toți. Dar dacă va opri cineva de la pocăință, plecați din biserică.
Dar nu plecați de unde nu mă vă oprește la cântare, la predică. Dacă vă oprește la pocăință, plecați. E, vreau să vă spun, noi aici când venim, venim să ne pocăim. Și pocăință înseamnă să-mi descopăr defectele. Și atunci să vin eu aici să vă spun, voi fraților, eu mă mai cer cu nevasta. Mă enervez. Iubesc și bani. Câteodată am mândrie. Bârfesc pe frații mei. Cum vă pică? Vă pică greu. Dar pe mine nu mă interesează să mă mai invitați. Pe mine mă interesează să fiu vindecat. Și dacă este un spital și am venit la marele medic, eu vin cu ce mă doare. Păi vreau să vă întreb, a avut cineva dintre dumneavoastră experiențe mai mari ca Pavel? Să fi fost răpit până la al treilea cer? A fost vreunul. Dar Pavel, cu toate experiențele astea și cu toate diplomele la activ, știți cu ce a zis că se laudă? Și eu dacă ies să mă lau, mă lau mai mult cu ce? Cu greșe, cu defecte, cu slăbiciuni. Este omul care s-a făcut pe el stârpitură, s-a făcut lepădătură, cel mai mare păcătos. Dumneata, când ai simțit lucrurile astea? Știți ce înseamnă o stârpitură? Ați trecut pe drum să vedeți o pisică călcată de mașină după 2 zile cum arată? Ce faceți? Faceți poză? Ai simțit asta vreodată față de tine? Asta înseamnă pocăință. Vin și mi-arăt defectele și slăbiciunile aici. Nu e competiție, nu e concurs. Aici e spital și doctorul tratează numai bolnavi. Binecuvântat să fie el. Daniel, care a primit o reclamă mare din partea cerului, când a primit tâlcuirea visului la împărat, știți ce i-a zis la împărat? Să nu crezi cumva că în mine este o înțelepciune mai mare decât în ceilalți. Cumva să nu mă ridici deasupra lor. Când Pavel cu Barnava au făcut minuni și ăștia îi numeau Jupiter și Mercur, știți ce au făcut ei? Și-au rupt hainele și ce au zis? Suntem de aceeași fire cu voi. Cum să ne înălțați? Ce spune Biblia? Orice este înălțat între oameni este o... Am luat o carte să o citesc, m-a dat-o cineva. Și când am citit prefața, nimeni nu mai citit-o. Prefața era scrisă de cineva și la sfârșit el s-a notat acolo. Doctor în teologie. Bă, dar avem atâția bolnavi, nu vii să-i vindeci. Eu nu spun că altul, și despre Domnul Iisus, alții spuneau, e Fiul lui Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul ăsta. Și alții pot să spună despre noi, doctor, inginer, profesor, doctor în teologie, nu e nicio problemă. Dar eu n-am voie să mă subliniez pe mine, eu trebuie să rămân ascuns. Sunt frate cu tine. A fost întrebat odată în țara asta un bărbat cu capacități intelectuale, îl cheamă Purec. Și a fost întrebat, zice, nu vi s-a propus niciodată să fiți președintele României? Și el așa zice, păi un Purec președinte nu mere. Ce frumos! Să te vadă oamenii ceva și tu să... La noi, la țară, știți cum... Măi, când, foarte interesant, când un om vrea să-și facă la casă, să o renoveze, știți ce face prima dată? Fațada. Nu contează că în spate sunt pureci și șobolani. El la fațadă pune marmură. Termopane. De ce? Pentru că pe acolo trec... Să fie văzut. Azi dimineața am studiat la studiu biblic despre turnul Babel. Știți ce înseamnă un duh babilonian? Deci să zidim ca să ne facem un nume. Adică să străiești viața impulsionat de duhul ăsta babilonian, să-ți faci un nume. Dar vreau să vă întreb, chiar are nevoie un copil pe clasa 6 să aibă iPhone 10? De ce iau părinții iPhone 10 pe clasa 6? La școală. De ce credeți? Dacă are nevoie să mergi cu Jaguarul,
am un prieten și zice, băi, fiul meu și-a luat Mercedes, 20.000 de euro de pe el. Păi n-au putut să-și iau un Volkswagen. Bă, au putut, că ia că se plimbă de școlea. Dar o zi zice, ce să-mi dea prietenii mei fum în nas? Când trec cu mașinile lor de 3.000 capacitate la motor și eu merg cu Volkswagen. Nu, Mercedes să-mi fac eu un nume. Dar chiar e nevoie pentru o soră să poarte poșetă cu 1.000 de euro? Oare de ce? Nu se poate cu 100. Trebuie neapărat un costum Armani cu... Da, eu se ocupă toate dâlmele, așa zice la noi. Dar ceva ne face să avem un nume. Vrem să ieșim în evidență. Kim Jong, născut la 7 martie 1963, este pământeanul care trăiește la ora actuală cu coeficientul cel mai ridicat de inteligență cunoscut. Are un IQ de 210. Este scris în Cartea Recordurilor. Toți savanții care au trăit până acum au avut maxim 160. Ăsta are un IQ de 210. A vorbit de la 6 luni, la 3 ani citea cursiv japoneză, engleză, germană. Pentru învățarea unei limbi, având nevoie de aproximativ 30 de zile. La 4 ani rezolva integrale și calcule diferențiale. Scria poezii și era de asemenea un pictor remarcabil. A fost ca student invitat la Universitatea de Fizică din Hanyang, unde a audiat cursuri de la vârsta de 4 ani până la 7 ani. În 1970, la vârsta de 8 ani, a fost invitat în Statele Unite ale Americii la NASA, unde a terminat studiile universitare. În 1974, la 11 ani, a început activitatea sa de cercetare la NASA și a continuat această activitate până în 1978, la 15 ani, când s-a întors acasă în Coreea de Sud. Aici a echivalat într-un singur an toate studiile și s-a angajat. Și toți cu ochii pe el. Asistent universitar la o facultate din provincie. Și ăștia toți ori să-i, cum se poate așa ceva? Știți ce răspuns a dat? Am fost acolo sus unde majoritatea oamenilor vor să ajungă. Nu e nimic acolo, e pustiu. Întoarceți-vă la lucrurile simple. Ce-o fi zis cerul? Și altul cu 4 clase zice, pe mine nu m-ai pus. Dar cine ești tu? Poate nu faci minuni. Poate nu ești nici un proroc vestit. Nu scoți demoni din oameni. Dar dacă rămâi ascuns după ce Dumnezeu lucrează prin tine, Dumnezeu ți-a dat anumite calități, lucrează Dumnezeu prin ele și le ascunzi. Dacă te întorci la lucrurile simple, indiferent că ești inginer sau președintele Americii, sau cel mai deștept om din Timișoara, atunci ai o reclamă. Zice, îmi place. Ăsta e robul meu, îmi place de el. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Al doilea lucru care impresionează și îl determină pe Dumnezeu să aibă o părere bună despre tine este la versetul 19, Matei 12:19. Șeful de acolo de sus. Domnul, te-am prins. 12:19. Nu mai știe nici să umble la calculator acum. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Vreau să vă întreb, cum stați cu tonul când vorbiți? Cu decibelii. Fiți atenți aici o calitate la Domnul Iisus care l-a impresionat pe Tatăl și a zis, îmi place. Nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe uliță. La dumneavoastră e tot așa? Că la noi vin vecinii și bat mai încet că ne deranjați. La dumneavoastră cum stați cu tonul? Vreau să vă spun un lucru. Versetul ăsta e potrivit în adversitate. Adică nimeni n-a făcut bine ca Domnul Iisus.
Nimeni nu s-a purtat frumos ca El. El a coborât, ne-a iubit pe toți, binecuvântat să fie El, a vrut să ne ia în brațe, noi am bătut piroane. Și a plecat fruntea spre noi, am pus-o cu nună de spin. Ne-a vorbit frumos și ne-a dat oțet cu fiere. Noi am dat oțet cu fiere. Și oameni buni, Fiul lui Dumnezeu, în toată tragedia aceasta și în toată adversitatea și în toată bătaia și în toate palmele și în tot scuipatul, zice, ca un miel care îl duci la măcelărie, n-a deschis, l-a enervat pe Pilat care i-a zis, nu răspunzi nimic la învinuirile lor. Așa e și la dumneavoastră. Când ești rănit, când ești lovit, când ești înjunghiat pe la spate, când ești bârfit, când ești judecat, vreau să vă întreb, tot așa sunteți? Ce? Nici o strigare, zice, să piară orice strigare de mijlocul ăsta. Blândețea voastră să fie cunoscută de robul Domnului, nu trebuie să se... La dumneavoastră cum e? Nu cumva când faceți eliberări țipați și la nevastă faceți tot așa? Asta e un semn de întrebare. Dacă la rugăciunea de eliberare țipi și strigi ca să iasă demonul, dar la nevastă strigi tot la fel, ai o mare problemă. Ăla nu-i Duhul Domnului. Domnul Iisus, da, a poruncit, dar când a vorbit cu oamenii, a fost liniștit, nu s-a certat și n-a strigat. Dumneavoastră aveți certuri aici. Dar de ce vă certați? Că ăștia ucenicii mergeau pe drum și Domnul Iisus la un moment dat în capăt de drum îi întreabă, de ce v-ați certat pe drum? Dar de unde știa Domnul Iisus că s-au certat? Au vorbit în șoaptă? De unde știa că s-au certat? Și de ce s-au certat? Care să fie cel mai... Să țineți minte, în momentul când ridicați tonul, la bază e mândria și dorința de a fi mare. Nu țipă nimeni și nu se ceartă nimeni să-i dovedească altcuiva că el e vinovat. Ceartă este o încercare de răzputeri să-i dovedești lui că e vinovat. Nu? Dacă te duci la nevastă și țip la ea, băi, eu sunt vina! Ai țipat vreodată așa la ea? Eu sunt vina! Dar de ce țip la ea? Să-i demonstrezi că ea e vina. Și ea țipă mai tare ca să-ți demonstreze că tu ești vina. Și asta se numește ceartă. Adică o ridicare în exces a tonului, pentru că nu vrei să pierzi meciul. Nu vrei să te lași călcat în picioare, nu vrei să fii batjocorit și atunci strigi la celălalt din cauza mândriei și orgolii ca să-i dovedești că el este vina. Hai să vă spun un anunț de biserică. Un anunț care urmează să fac în biserică. Am înțeles că dumneavoastră ați avut adunare generală. Vedeți anunțul ăsta. Deci urmează adunarea generală. Toți cei care sunt convertiți de curând și botezați să nu participe pentru că e pericol să cadă. Vă place anunțul? Dar de ce să fie pericol să cadă la adunarea generală? Adică să nu vine ăștia botezați de curând că e pericol să cadă. Pentru că există câte unul așa fără. Și începe să țipe. Ăsta e apărătorul adevărului. Auzi? Dacă vrei să țipi, te duci la fermă. Aici e o familie. Dacă nu știi să vorbești liniștit, stai jos. Dacă n-ai Duhul și puterea necesară să vorbești frumos, stai jos. M-a zis o soră către un frate care a luat așa biciul în adunare și a dat pe ei. Zice, mă, dar nu ți-a fost rușine? Nu! Zice, Domnul Iisus a luat biciul și a dat în ei. Da! A, dumneatale, vrei să fii în momentul Domnului Iisus când a dat cu biciul un oameni, da? Dar dumneatale, știi ce a făcut înainte de a da cu biciul? Când a intrat în cetate, ce a făcut? A plâns pentru cetate. Deci dacă de dimineață ai băut vreo două cafele și vii să țip la mine, țineți gura. Dacă vii de la Real Madrid cu Barcelona și de la telenovele, stai jos în bancă. Dacă vii după vreo trei nopți de rugăciune și de plâns pentru biserică și ai un mesaj profetic, adul.
Dar nu toți suntem profeți acum și țipăm și strigăm că aici nu-i Maidan, mă, oameni buni, aici e grădină. Și totul trebuie să înflorească. Dumneavoastră ați văzut vreo floare să înflorească la țipete? Floarea crește în liniște. Eu nu spun acum despre darul profetic a cuiva de a predica Evanghelia într-un mod tranșant. Eu vorbesc la viața noastră de zi cu zi, la circumstanțele vieții, că ridicăm tonul, că țipăm, că ne certăm. Și n-ar trebui să fie așa. Ei, dacă vrei să-L cucerești pe Dumnezeu să aibă un cuvânt bun despre dumneatale, tonul cu decibeli puțini. Adică vorbește liniștit. Pentru că s-ar putea cu tonul ăla ridicat să rănești și să nu mai repari lucrurile niciodată. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă trebuie să dărâmați o casă, care oameni s-ar pricepe în Timișoara să dărâme o casă? Când am zis într-o biserică, zice unul, zice, eu cu nevastă mea, nu mai trebuie altul. La dărâmare ne pricepem. Când vreți să zidiți o casă, îi luați tot pe ea. Dar pe cine căutați? Ce-mi trebuie un meseriaș bun. Pentru că e vorba de zidire și nu de dărâmare. La dărâmare, cu gura știm toți. Dar la zidire trebuie să fii meseriaș în vorbire. Zice, vorbirea voastră să fie cu har. Încât să pui ceva. Și oamenii ăștia sunt foarte rar. De-aia zice Domnul Iisus, Dumnezeu în Vechiul Testament zice, caut un om să stea unde? Pe cine a făcut spărtura? Noi am făcut spărtura. Dumnezeu nu are decât oameni care fac spărturi. Zice, băi, caut și eu unul care să stea în spărtură, să zidească spărtura. Noi toți... Doamne, ai milă de noi. Și ultimul lucru care vreau să închei în seara aceasta este la versetul 20. Matei 12 cu 20 spune: nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă. Ascultați-mă bine, dacă ești așa, lumea din afară n-are capacități și resurse să se ocupe de tine. Te strivește sub bocanc și te aruncă la coșul de gunoi. Dar Dumnezeu zice, dacă vreți o reclamă bună din partea cerului, fiți atenți la categoriile astea de oameni. La oameni rupți, frânți și stinși. Uitați-vă în jurul vostru, pentru că așa ați fost și voi când Dumnezeu v-a ridicat, binecuvântat să fie El. Și acum trebuie să fii atent. Dacă vrei să cucerești cerul, fii atent la oamenii ăștia care n-au șansă din partea lumii. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă ați reușit să plecați în străinătate, vreo 10 ani, și ați avea funcție, poziție și bani mulți și avere, și după 10 ani vă reîntoarceți în satul natal și aveți niște neamuri. Unul dintre rude este primar, unul director general la o firmă, unul judecător, unul doctor și unul bețivan pășanț, pe care îl vizitați prima dată. Fratele duce la primar. Dumneatale, cine te duce? Nu-i interesant? Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că primarul mai are nevoie de o prietenie în plus, n-are atâtea. Eu nu zic să nu-l apreciem, să nu-l respectăm pe primar. Dar oamenii care plac cerului se vor uita la categoriile astea, ruți, frânți, stinși. Nu se vor duce prima dată la domnul primar, domnul doctor, domnul judecător, pentru că ei oricum au relații, ci se vor duce la ăștia pe care lumea nu-i bagă în seamă și le va întinde o mână. Doamne, ai milă de noi! Amen. În jurul dumneavoastră sunt atâția oameni stinși, puși cu viața la pământ. Când vine Duhul Sfânt în tine, îți dă resurse să mergi la oamenii ăștia. Și atunci te califici pentru o reclamă bună din partea cerului. Hai să vă pun câteva versete, că dumneavoastră sunteți penticostali și sunteți cu Duhul Sfânt.
să vă pun niște semne ale Duhului Sfânt. Pune, dacă poți, Luca, capitolul 4, versetul 18. Astea nu-s cuvintele mele. Deci, Duhul Domnului este peste mine. Cine a zis asta? Și care a fost semnul? Pentru că m-a uns să vestesc. Despre cine e vorba aici? Despre săraci. Deci când vine Duhul lui Dumnezeu peste tine, îți dă un semn că dumneatale nu mai vrei să fii în centru, să ai un nume și să fii popular, ci te duci pe margine la oamenii ăștia săraci. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, robi de război, orbi, apăsați. Dar ce spune la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8? Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi să fiți martori unde? În Ierusalim, în centru și până unde? Deci Duhul lui Dumnezeu îți dă capacitatea și puterea să te duci până la margine. Deci ucenicii nu voiau să ducă la margine, voiau în centru, în Ierusalim. Până vei prigoana peste ei. Dacă vine Duhul, te capacitează cu o putere să te duci pe margine. Pentru că toată lumea vrea centru, vrea în interior, vrea relația acolo, unde e turnul ăla Babel. Nimeni nu vrea pe margine. E, dacă vrei ca cerul să aibă o părere bună despre tine, du-te pe margine. Dacă tot zici că ai Duhul Sfânt, du-te pe margine. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră acasă, e cineva pe margine? Aveți vreun soț care e bețivan alcoolic? Vreun copil prăpădit? Păi dumneavoastră înțelegi că numai Duhul Sfânt te capacitează să poți să te duci la ala? Păi îl bag pe fiul meu în seamă, care este în floarea vârstei și e frumos. Nu îl bag pe taică meu care e un alcoolic. Dar dacă vine Duhul Sfânt peste tine, ai capacitatea asta să te duci la ala alcoolic din casa ta, spun, băi, Dumnezeu te iubește. A făcut minuni cu mine, poate să facă și cu tine. Lumea n-are puterea asta. Lumea, dacă ești așa, la centru cu tine. Am terminat cu tine că n-avem timp să ne ocupăm de dumneatale. Aveți bătrâni în case, pe margine așa, pe care nu-i bagă nimeni seama. Dumneavoastră mâncați duminica 10 salmare, o tavă de prăjituri și bunicuța stă pe margine și n-are căldură în cameră. Și tu cânți. Și Dumnezeu din cer. Și predici și Dumnezeu. Aveți pe cineva pe margine în biserică? Nu trebuie să veniți să dați mâna numai cu predicatorii și cu cântăreții. Uitați-vă, pentru că s-ar putea să fie o văduvă care a pierdut totul. Ați citit despre preotul ăla care venea de la slujbă. Când l-a văzut pe ăla căzut între tâlhari, ce-a făcut? Vreau să vă pun o întrebare. Dacă le întrebai pe preotul ăsta, iubești oamenii, ce zicea? Dacă întărețul, când a trecut pe alături, dacă le întrebai, iubești oamenii, ce zicea? Și Dumnezeu zice, dacă iubiți, vă implicați. Asta înseamnă iubire. Implicare. Eu tot aud în biserică, frate, îi spune așa mai cu râvnă, vin și zic, frate, m-am săturat în biserica asta, numai programe. Dar vreau să vă întreb, cine face programul aici? Știți ce e la program? Programul însemnează cineva se ridică să cânte și toți ceilalți stau jos. Ăsta e programul. Voi faceți programul. Dacă te implici, nu-i mai programul. Te uiți la tinerii ăștia că cântă, te rogi pentru ei. Cânți cu ei. Doamne, umple-i de puterea ta. Participarea și implicarea ta face ca ei să fie o slujbă. Dacă când e rugăciune, te rogi și te implici, aia e slujbă. Dacă când e predică, te rogi și te implici, aia e slujbă. Dacă stai așa și după aia te duci acasă, are loc emisiunea Observator.
cu soția, cu copiii, aia o greșit acolo, nota aia nu a fost bună, predicatul ăla. Ăsta se numește program. Programele le-am făcut noi. Dar puteți să transformați programul în slujbă prin implicare. Uitați-vă cine e pe margine, dacă e o văduvă, dacă e un amărât, dacă e un nenorocit, dacă e un orfan. Uitați-vă pe margine și mergeți pe margine, că ăsta e puterea și Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Așa și în societate, în Timișoara. Uitați-vă pe margine să vedeți cine este și implicați-vă. Mai vreți o reclamă? Nu-i interesant, oameni buni, că la ăștia cu prorociile și cu minunile și cu eliberările, Dumnezeu zice... Și când zice Domnul, am fost bolnav, ați venit, am fost străin, am fost gol. Și ce le zice la ăștia? Ăștia nu au făcut nici o minune, n-au prorocit, n-au scos demon. Ce le zice? Ce semănați cu mine? Domnul Iisus n-a avut nici măcar o audiență la oamenii mari ai vremii, la Irod, la Pilat, la Ana, la Caiafa. Niciodată. S-a întâlnit cu ei doar la judecată. Toți anii a investit în ratați. Toți anii, dacă urmăriți traseu, a fost numai pe margine. Leproși, prostituate, vameși, ticăloși, bolnavi. Deci, încă o dată vă spun, nu înseamnă că nu apreciem cine este în centru, dar dacă ai capacitatea Duhului, te duci pe margine. Și chiar dacă n-ai făcut nicio minune. Deci problema, încă o dată, cu ăștia, cu minunile și cu vindecările, nu era problema darurile, ci era problema viața. Dacă ai daruri, biserica se bucură, dar trebuie să ai viața în regulă. Și Dumnezeu te cheamă și cu minuni, și cu eliberări, și cu prorocii, binecuvântat să fie El. Dar dacă n-ai parte de a se spune, tu nu ești un proroc, nu ești un vindecător, nu ești un eliberator, poți să cucerești cerul, da, du-te pe margine, du-te la sărași, du-te la mărâți, du-te la văduve. Mi-a povestit cineva o întâmplare și cu asta vreau să închei, să facem o rugăciune. Undeva în țara asta a fost un frate, probabil că avea familie, mai mulți copii și a rămas îndatorit 3.000 de euro. Și a văzut că nu-i poate obține și a spus, băi, mă duc în străinătate, atâta fac, lucrez pentru 3.000 de euro și când am făcut 3.000 de euro, vin acasă. Și așa a făcut, s-a dus în străinătate, a muncit până a făcut 3.000 de euro și a luat bilet la avion, câteva dulciuri la copii și a așteptat ziua zborului să plece către casă. Numai că până la ziua zborului s-a dus la biserică. Și la biserică, în fața lui, unul de pe margine. Și Domnul zice, dă-i toți banii. Și zice, Doamne, cum să-i dau toți banii? Am venit de aici să rugul pe 3.000 de euro, îți dau la familie, dau toți banii ăștia. Zice că îi dau 100 de euro. Domnul zice, nu, dai toți banii. Zice, m-am luptat cu Dumnezeu până la 1.000 de euro. Deci eram gata să-i dau 1.000 de euro. Zice, nu, îi dai toți banii. Și am ascultat pe Domnul, am scos banii și am dat. M-am urcat în avion doar cu dulciurile la copii. În timpul zborului, agitație. Cei care conduceau avionul, piloții cu stewardesele, până a ieșit cineva și a întrebat acolo în avion, îi vreun preot aici? Nimeni. Vreun pocăit îi? Și eu, ca să nu mă rușinez de Domnul, am ridicat mâna. Ce ai face bine să te rogi că avionul are defecțiune la bord și nu știm dacă mai ajunge. Vă dai seama că toată lumea se roagă atunci. Dar zice, eu în gândul meu, în inima mea, în mintea mea, am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, eu te-am ascultat pe tine. Acum te rog să mă asculți și tu pe mine. Și au reușit cu aparatul de zbor să ajungă, să aterizeze cu bine în aeroport, dar când s-au dat toți oamenii jos, el a rămas printre ultimii. Jos să-l aștepta un domn. Ce, dumneata ești cel care te-ai rugat? Da. Și eu sunt un om foarte bogat. Nu știu cum să-ți mulțumesc, dar tot ce pot acum, toate resursele care le pot, le canalizez spre tine. 60 sau 70 de mii de euro. Știu că vă place partea asta. Dar nu cu asta începe povestea.
Vreau să vă întreb, dacă în timpul zborului avea cei 3.000 de euro în buzunar, cum se ruga? Cum se ruga? Oricum și dumneatale și cu mine suntem într-un zbor. Și dacă totul se prăbușește, ce faci cu miile alea de euro în buzunar? Poți să spui. Dar dacă te-ai dus pe margine, când avionul ăla va ateriza, tu vei avea un curaj deosebit. Îți va da o îndrăzneală la Dumnezeu. Viața asta nu ține așa mult. Și dumneatale, ai un zbor și ai un final în zborul ăsta. Dacă vrei ca cerul să zică, îmi place, fiul meu preiubit, robul meu, fii atent la categoriile astea de oameni. Trei lucruri. Unu, trebuie să rețineți minte, rămâi ascuns după ce Dumnezeu se folosește de tine. Nu dori să ieși în evidență, să devii popular, rămâi ascuns. Că Dumnezeu te ridică și alții vorbesc despre tine, asta e cu altceva. Dar tu rămâi ascuns. Doi, dacă nu rămâi ascuns și vrei să ieși în evidență, va trebui tonul să fie tare. Dar dacă te pocăiești înaintea Domnului, tonul va fi un ton liniștitor. Ai grijă la atitudinea ta în adversitate. Oricum te vor răni și pe dumneatale oameni. Te vor barjocori. Ce faci? Strigi, țipi, urli? Ai grijă la atitudinea ta în adversitate. Și trei, fii atent la categoriile de oameni de pe margine. Și într-o zi zborul tău se va termina. Și Dumnezeu te va aștepta în aeroport să zice, te-am așteptat. Hai acasă. Păi cum, pe mine n-am făcut nicio minune. Dar n-am scos niciun demon. N-am fost predicator în lumea asta. Ce nu-i nimic. Vino acasă. Semeni cu fiul meu. Hai să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne Tată, ne închinăm în fața Ta în seara asta. Tu ești modelul nostru și ești un model minunat, Doamne. Tatăl din cer s-a uitat la Tine și când a văzut felul de comportare și felul în care te porți pe pământul acesta, a spus, acesta este robul meu, fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Doamne Iisuse, vrem și noi să semănăm cu Tine. Ajută-ne să trăim așa, Doamne. Fiecare dintre noi am fost înzestrați cu calități, cu lucruri primite de la Tine. Unii sunt frumoși, unii sunt deștepți, unii poate au bogăție, alții au daruri din partea Duhului Sfânt, unii se duc să predice Evanghelia, alții cântă frumos. Doamne, după ce ne folosești, ajută-ne să intrăm după cortină, să ne micșorăm. Amin. Pentru că unul singur trebuie să crească și acesta este Fiul Tău. Amin. Ajută-ne să învățăm lecția aceasta. Amin. Și Doamne, atunci când vom fi loviți în adversitate, când vom fi înjunghiați și nu ne place și ne doare, ajută-ne să nu ne certăm. Ajută-ne să nu strigăm. Ci să fim robii Tăi care nu se ceartă, strigătele să dispară din viața noastră și să avem o blândețe care să fie cunoscută de toți oamenii. Amin. Mă rog lucrul acesta pentru mine. Ajută-mă, Doamne. Și ajută și pe frații mei. Amin. Și, Doamne, sunt atâtea categorii nebăgate în seamă, zdrobite de talpa piciorului și aruncate la coșul de gunoi. Amin. Lumea asta n-are capacități și n-are resurse și putere să se ducă spre oamenii aceștia. Ei se duc spre centru. Dar, Doamne, cei care avem Duhul Sfânt, ajută-ne și capacitează-ne cu putere să mergem spre categoriile astea de oameni. Amin, amin.
Sunt bătrâni care nu sunt băgați în seamă. Sunt păcătoși care sunt zdrobiți de viața asta. Sunt copii care au rămas orfani. Sunt oameni care sunt cu adevărat săraci, nu sunt niște hoți. Sunt frații noștri și ceea ce cunoaștem în adunare, ajută-mă și ajută-ne să mergem spre marginile adunării, să mergem spre casele noastre, spre margine, Doamne, pentru că zborul acesta într-o zi se va termina. Nu vrem, Doamne, ca la capăt de drum să te faci că nu ne cunoști și ne faci un semn că te-ai săturat de noi și de viața noastră. Și vrem să ridici capul, pentru că ești Marele Maestru, să nu dai din mână în jos, ci să ne chem spre Tine. Mulțumim, Doamne, că ne iubești, mulțumim că ne înveți și mulțumim că ne vei da putere să trăim ce am învățat, că te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.